Am foarte multe amintiri, pentru că noi am venit în Teatrul Notara aproape în același timp. Eu am venit cu un spectacol, el a venit cu alt spectacol. Am venit ca tineri aspiranți la un loc în Teatrul Notara. În același timp, cam în același timp am venit. Și asta se întâmpla înainte de 89. Și mi-aduc aminte că eram tineri entuziaști și bucuroși că suntem artiști. Domnul locotenent Onea a fost un adevărat erou. Din punct de vedere al disciplinei, observ că avea îngăduința unui ofițer de rezervă. Arătați ca niște... Ia, sergent, să vedem cât de filozofiești. Cum arată? Ca niște oameni veniți din linia întâi. Din linia întâi se poate veni ca niște soldați? Sau ca niște... Ei bine, sub comanda mea veți arăta întotdeauna ca niște ostași. S-a înțeles? S-a înțeles? Înapoi rupeți rândurile, fuga! Marș! La cât era el de fericit și cât era el de jucăuș și de ludic, se juca tot timpul. Era tot timpul plin de bancuri și bancuri fizice, este foarte adevărat. De asta că mi-aduc aminte că am dansat, vă povestesc încă o dată, am dansat din Piața Romană până în Gara de Nord într-o zi de Sfântul Gheorghe, într-o dimineață de a doua zi de Sfântul Gheorghe. Și am jucat scena despărțirii în Gara de Nord ca și când am fi jucat într-un film. Plus, George este omul care, în momentul în care am fost în turneu în Statele Unite, la New York, a scos un pistol de jucărie și s-a prefăcut că se împușcă cu colegii pe acolo, drept pentru care, în momentul următor, a apărut poliția newyorkeză, care ne-a pus pe toți cu mâinile la perete și ne-a controlat să vadă dacă nu avem arme. Și George, care voia să le explice că e jucărie, până a reușit să bage mâna, să scoată, să arate că e un pistol de jucărie, a durat destul de mult. Deci astea erau bancuri pe care el le făcea. Un băiat atât de frumos. L-ați văzut în filme în tinerețe. Era superb, un băiat foarte frumos. Dar foarte bine a spus Mircea Rusu, da. Un spirit de Louis de Funès pe un chip de Alain Delon. Da. Mi-a plăcut foarte mult, de-aia repet. Așa era George, da. Să-mi cânt scobzar romanța veche ce mi-ai cântat cu copza ta, că tu în lume n-ai pereche să cânți ca nimeni altul dragostea. Să-mi cânt scobzar să plângi cu mine, să plângă copza ta cu noi, că nu mai e pe lume cine să ne înțeleagă. Ai fi așteptat să joace roluri de vreun neprin, n-a prea avut parte. A jucat mult mai puțin decât ar fi fost, decât ar fi avut posibilitatea. El avea o deschidere extraordinară, de la roluri de comedie la dramă, de o mare sensibilitate, plus cânta extraordinar, dansa minunat. Deci, ce să vă spun, îi duc dorul extraordinar. Am jucat doar în Scapino cu el, în Puricele am jucat cu el, deci în comedii, în Capul de Rățoi am jucat cu el.
Era extraordinar, da. Și îmi pare rău că n-am apucat să joc mai mult cu el. Dacă nu poți să dormi noaptea, ia calmante. Am aflat că ai vorbit cu Marinescu de la personal. Că ai început să ieși la pescuit, că te arde avansarea. Bine, înțeleg. Dar hai mai întâi să te facem treaba, că ai stagnăm. Folosești resursele operative degeaba. Oameni și tehnică plătiți ca să găsești ce? Un rahat. Câteva pagini cu formule matematice. Uite ce zic eu. Scutură-l zdrapă-n pe hoenarul ăsta al tău, fără atâtea mânuși. Important e că Elena a cedat. Ea m-a căutat, din proprie inițiativă. Primul pas l-a făcut, acum totul e doar o chestiune de timp. O să-mi dea pe tavă lucrarea lui Pârvu. Găsește un student străin care să dea declarații că i-a dat bani pentru meditații. Sesizezi direcția de cercetări penale, să-l cheme la audieri. Curat, legal și bagi morcovul. Să vezi cum apar paginile. Așa se face treaba. Eu lucrez altfel. Văd, dar acum nu avem rezultate. Vrei să-ți iau cazul? Mi-aduc aminte cu plăcere de puricele în care am jucat cu George, cu Horațiu, cu Dana Dogaru, cu Bebe Cotimanis, cu multă lume, cu Vali Preda, cu mulți colegi care își aduc aminte cu plăcere de el și cu bucurie. Ne aducem aminte, am jucat peste 200 de spectacole cu puricele. Era o mare bucurie la fiecare spectacol. Era o fericire extraordinară când ne întâlneam la puricele. Cred că a fost ultimul spectacol la care am mai văzut cozi la casa de bilete.